Pagini de Pateric. Un copil oarecare, pe nume Teodor, era foarte neașezat, iar fratele lui, fiind călugăr, de nevoie mai vârtos decât voie, a urmat viața în mănăstire. Și foarte nesupus fiind, dacă cineva îi spunea ceva bun spre mântuirea sa, nu numai că nu făcea, dar nici cu auzul nu voia să audă și nici nu suferea să vină vreodată în portul Sfintei Petreceri, adică să se călugărească. Dar fiind el lovit de ciumă și venind ceasul de pe urmă, s-au adunat frații lângă dânsul, iar dacă l-au văzut stingându-se că trupul lui deja se răcise și murise din toate părțile, în pieptul lui rămânând doar puțină căldură de viață, făceau în chip osebit rugăciune pentru dânsul, rugându-se iubitorului de oameni, ai fi milostiv într-o ieșire. Iar rugându-se frații, acela a început a striga de năprasnă cu mare glas și a tăia astfel rugăciunile fraților zicând: depărtați-vă de la mine, depărtați-vă, că iată, m-am dat spre mâncare balaurului, care pentru starea voastră de față nu mă poate mânca, că iată, capul meu l-a îmbucat cu gura, deci dați loc ca nu mai mult să mă osândească, ci ce are să facă, să facă mai degrabă, căci dacă m-am dat lui aici spre mâncare, de ce zăboviți ca să fiu luat de aici? Iar frații i-au zis lui: frate, fă-ți semnul Sfintei Cinstitei și de viață cruci peste tine. Iar acela, cu prea mare strigare, a răspuns zicând: cu adevărat aș vrea, dar nu pot, căci sunt îngreunat de balele balaurului acesta. Și auzind frații aceasta, au căzut cu toții la pământ, rugându-se cu lacrimi pentru izbăvirea lui cu mai multă osârdie și fierbințeală. Petrecând dar ei în rugăciune, bolnavul a strigat cu glas mare: dau mulțumire lui Dumnezeu, că iată, balaurul cel ce mă luase spre mâncare a fugit pentru rugăciunile voastre și n-a putut să mai stea aici. Iar acum rugați-vă pentru păcatele mele, că sunt gata a mă întoarce desăvârșit și a părăsi viața cea mirenească. Și dobândind îndată putere de viață, s-a întors apoi cu toată inima către Dumnezeu. Și astfel, pentru bătaia cu care se pedepsise din destul, a ajuns de și-a schimbat viețuirea. Și așa a ieșit din trup. Încă și Atanasie, care era preot la noi, mi-a povestit că în Iconiu, de unde se trăgea el, este o mănăstire ce se numește a Galatenilor, pentru care un oarecare călugăr de toți era socotit a fi într-o prea mari nevoințe și deprinderi și cinstit, dar precum s-a arătat în sfârșit, era departe de ceea ce se arăta, că pe sine își se arăta că postește împreună cu frații, iar pe ascuns de aceștia mânca. Și venind boală asupra-i, a ajuns într-o cele din urmă ale vieții. Și cunoscându-se pe sine apropiat de sfârșit, i-a chemat la sine pe toți frații din mănăstire, iar ei s-au adunat cu osârdie, așteptând să audă oarecare lucru mare și dorit de la un bărbat îmbunătățit ca acesta care se săvârșea. Iar acela, plângând și tremurând, a zis către dânsii:
Voi credeți că am postit împreună cu voi, iar eu mâncam pe ascuns. Iar acum m-am dat spre mâncare balaurului, care picioarele și genunchii mei cu coada lui le-a legat, iar capul lui, în lăuntul gurii mele băgându-l, duhul meu sugându-l, îl smulge. Acestea zicând, îndată a murit, neîngăduindu-i se, ca prin pocăință să se poată izbăvi de balaurul acela. Deci se arată luminat și într-o aceasta, că numai spre folosul nostru, al celor ce auzim aceasta, s-a arătat aceasta, căci el, deși l-a făcut cunoscut pe vrăjmașul căruia i s-a dat, pentru că a cheltuit vremea mântuirii, slujind minciunii, nu a putut scăpa de el.